Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe channel. Numele meu este Lucia Maria Sandalovski, sunt hairstylist și postez transformări de look. Abonează-te și dă un like pentru mai multe transformări de look, la fel toate informațiile despre mine pentru programări Instagram, Facebook, pagina salonului meu, totul aveți în descriere mai jos. Astăzi vom da un refresh la un baleiaj care nu a mai fost vopsit și nu a mai fost dat cu niciun toner de mai bine de 6 luni. Ce vom face astăzi va fi să ne urcăm cu câteva șuvițe pe partea crescută, respectiv acel șaten, și să facem tranziția către un blond frumos platinat cu niște șuvițe blonde naturale, așa, acel naturel pe care îl căutăm când vine vorba de un boliaj. Aici vedeți că selectez șuvițele în diferite dimensiuni. Mă folosesc de două pudre de colorante, două formule, adică aceasta pe care o aplic acum este o formulă cu pudră de colorante și un oxidant foarte slab și șampon, și tot masez, tot încerc să fac tranziția. Nu folosesc un oxidant puternic pentru că nu vreau să decolorez, șuvițele sunt suficient de deschise. În schimb, ce vreau eu să fac este să curăț pigmentul de pe păr și vedeți că pareu e un blond îmbâxit pentru că a stat prea mult timp nevopsit și vreau cumva să curăț acel fir și să îmi dea acel blond foarte deschis pe care pot aplica un toner fresh. Pe șuvițele pe care le țin la folie voi folosi un oxidant puțin mai puternic, un oxidant 6, pudră și șampon și mix puțin Olaplex ca să mă asigur că părul va avea aceeași integritate. Nu închid folia astfel încât să nu mai poată prinde aer, dar o și presez ca să nu mi se ducă în toate direcțiile, să nu mi se întindă nici pudra, astfel încât să nu obțin acele pete de pudră nedorite în zonele pe care nu le dorim. Vedeți, aplic mai întâi prima pudră cu oxidant 6, primul mix care e ceva mai puternic ca să îmi deschidă partea aceea șatenă. Vârfurile le las cumva neatinse, oricum am de gând să le tund, și împachetez folia. O presez cât de cât, să asigur că nu se împrăștie, tapez, pieptăn vârfurile bine și aplic cealaltă formulă cu oxidant slab 3 și puțin șampon diluat. Vedeți, folosesc și această tehnică, mor pe anumite zone care au potențialul de a se deschide pentru un aspect și mai plăcut de lumini și umbre. Cumva acum pictez pe păr, încerc să definesc unde îmi va pica lumina și unde îmi va pica umbra. După 45 de minute este timpul să scoatem folia. Am verificat-o din când în când să văd că ea nu se supraîncinge, pentru că există și acest risc.
Deși dacă oxidantul este 6, n-ar trebui să se întâmple asta, noi tot trebuie să fim vigilenți. Și acum uscăm păruțul. Vedeți că are o tentă galbenă și este perfect normal, pentru că părul natural se deschide într-o culoare caldă, de aceea aplicăm toner. Și aplic un toner cât mai apropiat de rădăcina clientei, pentru că nu vrem să se vadă diferența aceea când crește, vrem să avem acest boliaj pentru mai mult timp. Și practic pentru asta este bun și boliajul, dacă mă întreb pe mine. Dacă vrei să ai părul totuși deschis și nu poți renunța la al decolora periodic, cel mai bine ar fi să alegi acest boliaj odată la 6 luni, ridicăm blondul prin rădăcini, prin șuvițe, pardon. Practic îl ții și sănătos, dar îl ai și platinat, dacă are sens ce zic. Este mult mai ușor de întreținut și sunt multe alte aspecte bune. Arată și foarte bine dacă e un boliaj făcut corect. Dacă ai grijă de nuanțe și de păruț, te dai cu o mască, ok, va arăta foarte bine părul, chiar și după 6 luni. Aici aplic tonerul pe lungime, acolo unde este culoarea foarte caldă. Aplic un mix de blond care să-mi acopere și părțile mai închise, pentru că dacă aș pune un nivel prea deschis, părțile acelea mai închise pe care le vedeți, tranziția aceea între șaten și blond, mi-ar rămâne portocalie. Așa că folosesc un nivel de 9, chiar 8, cu reflex de violet. Acesta este rezultatul final. Puteți observa cât de multe nuanțe avem, reflexii reci, reflexii naturale, neutre. Nici măcar nu se distinge trecerea dintre șaten și blond. Totul este așa într-un degrade armonios. Și despre asta este vorba într-un boliaj perfect. Vârfulețele au un aspect mult mai sănătos, asta pentru că l-am tuns și de fiecare dată când vopsesc sau fac această procedură de boliaj, tun și păr obligatoriu, dar păstrez lungime. Și nu numai că l-am tuns, dar arată și mai armonios, mai frumos și are căpătat forma. Clienta este foarte fericită, toată lumea e fericită și știți povestea. Dacă vreți și voi o programare, mă găsiți în descriere mai jos cu numărul de telefon unde mă puteți contacta personal pe WhatsApp, să-mi scrieți și vă pupicesc. Bye!